Salut, sunt Andy Sechei și mă aflu în pauza unei conferințe pe care o organizez la un hotel într-un mare oraș din țară. Motivul pentru care m-am oprit să îți spun câteva lucruri dintr-un articol pe care l-am scris recent e foarte simplu. Unul dintre colegii mei se află în sală alături cu grupul de participanți și le oferă din experiența lui, iar eu pot cu această ocazie să mă adresez ție direct și să-ți ofer ceva care cred că va fi foarte valoros pentru tine, un concept pe care l-am creat pentru mine inițial și care mi-a adus foarte multă claritate în ceea ce privește evoluția către abundență. Indiferent că ești expert sau antreprenor, cred că există niște pași, eu îi numesc cei 5 R, pe care îi poți parcurge astfel încât să atragi mai multă abundență în viața ta. Despre ce-i vorba? Am să intru direct în subiect și vei vedea că ceea ce înveți acum îți va permite să te regăsești în acest grafic al celor 5 R undeva, în unul dintre ele, poate la început, poate la mijloc, poate chiar la penultimul sau ultimul. În orice caz, la fiecare dintre ele îți voi da soluții practice pe care le poți aplica astfel încât să treci la nivelul următor. E important să știm lucrurile astea pentru că am constatat de-a lungul timpului că o mulțime dintre clienții mei de la traininguri sau din coaching se zbat la unul din erorile respective și nu găsesc calea rapidă pentru a trece la următorul nivel. Așadar, despre ce e vorba? Primul R. Indiferent, repet, că ești angajat sau antreprenor, ai o echipă sau n-ai o echipă, cel mai important lucru pe care să-l faci dacă îți dorești mai multă prosperitate, mai multă abundență în viața ta, este să-ți asumi mai multă responsabilitate. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că prosperitatea este direct proporțională cu nivelul de responsabilitate pe care ți-l asumi. Care e opusul asumării responsabilității? Este învinovățirea celorlalți. Așadar, atunci când simți că nu mai poți, că ai obosit, vrei să rămâi la nivelul respectiv pentru că e confortabil, vei avea tendința să spui nu e despre mine, nu ține de mine, ține de alții, nu sunt în contextul potrivit, nu am echipa potrivită, nu există piață pentru ceea ce fac eu și așa mai departe. Întrebarea este, așa să fie oare? Sau poți găsi căi creative prin care, asumându-ți responsabilitatea, să mergi în direcția respectivă și să obții ceea ce vrei? Nu vreau să sune deloc abstract ceea ce spun. Atunci când îți asumi responsabilitatea, de fapt, ești pe definiția dezvoltării personale. Eu cred că dezvoltarea personală este, de fapt, procesul de asumare a responsabilității 100%. La mine, pe pagina de Facebook, de multe ori pun această imagine sus, pe care scrie definiția dezvoltării personale, responsabilitate 100%. Pentru că numai după ce te-ai dezvoltat personal până la un anumit nivel, poți să te bucuri de o dezvoltare profesională și de un rol de lider pe care cei din jur îl respectă și pe care mulți oameni îl urmează. Deci, primul lucru pe care să-l faci este să-ți asumi responsabilitatea. Opusul asumării responsabilității este atitudinea lui mi se cuvine sau învinovățirea celorlalți. Unii oameni au atitudine mi se cuvine, să îmi dea guvernul, să îmi dea patronul, să mă plătească clientul și așa mai departe. În realitate, pe o piață liberă, singurul lucru care ți se oferă cu siguranță este oportunitatea. Este capacitatea celorlalți de a evalua ceea ce tu oferi și de a spune da, îmi place sau nu, nu-mi place. În rest, nimic nu ți se cuvine. Ți se cuvine oportunități și asta e foarte important, dar valoarea pe care o aduci în lume atrage respectivele oportunități. Notează-ți următoarea idee care s-ar putea să te ajute în viitor și să merite contemplată. Când valoare generezi, oportunități creezi. Când generezi valoare pentru cei din jurul tău, de fapt, vei putea să generezi oportunitățile care să ducă la și mai multă valoare pentru tine și pentru cei din jur. Cum generezi valoare? Cu al doilea R. Este foarte important să știi cum să creezi relații de încredere. Ce înseamnă să creezi relații de încredere? Sunt câteva lucruri simple. Intră în contact cu suficienți oameni care ar putea să îți spună ce tipuri de servicii sau produse așteaptă de la tine. Întreabă-i, învață să asculți. O metodă simplă în acest caz este pur și simplu să dai două telefoane pe zi cu acest scop. Dacă în fiecare zi dai două telefoane cu scopul de a te interesa ce nevoi au oamenii pe care îi servești, vei genera o relație de încredere cu respectivii oameni dincolo de ceea ce poate să-ți aducă marketingul făcut prin internet, surveiurile create cu nu știu ce
Survey Monkey sau alt tip de motor de creat chestionare sau surveiuri, pentru că ele sunt impersonale. Însă atunci când vorbești la telefon, când te întâlnești cu oamenii, când îi întrebi ce ai nevoie, când le ceri feedback la ceea ce ai de oferit, răspunsul lor va fi unul menit să te ajute să continui. Se pare că colegul meu tocmai a spus ceva interesant, să se audă aplauze din sala vecină. Însă acum am să trec la al treilea R. Dincolo de o relație de încredere pe care o creezi, devine absolut esențial să fii relevant pentru cei pe care îi servești. Ce înseamnă să fii relevant? Să fii relevant înseamnă să oferi produse și servicii care corespund unei nevoi. Să oferi produse și servicii care satisfac o dorință. Să oferi produse și servicii care rezolvă o problemă. Pe baza feedback-ului pe care l-ai primit, următorul pas este să creezi produse și servicii relevante. Și când ești relevant față de oamenii din preajma ta, rezultatul va fi că ei devin cât se poate de mulțumiți de produsele și serviciile tale și când sunt mulțumiți de ele, îți vor da feedback din ce în ce mai bun, vei ști ce alte produse noi să creezi, dar se întâmplă un lucru și mai important și anume, vei genera în relație cu acei oameni respect, al patrulea R. Ce se întâmplă când generezi respect? Când generezi respect, oamenii care te urmează vor face ceea ce le spui să facă fără să mai aibă obiecții. Fii atent la ce spun acum, e foarte important. Este vorba despre fanii tăi, este vorba despre oamenii din preajma ta care vor nici mai mult, nici mai puțin decât să le spui ce să facă pentru că sunt dispuși să te urmeze, pentru că știu din trecut că ceea ce oferi este relevant, că ceea ce oferi este pe bază de încredere, că ceea ce oferi este în urma asumării responsabilității de către tine și că ceea ce oferi merită implementat cât se poate de rapid. Asta aduce respectul. Ultimul R, al cincilea R, este dincolo de respect, este ultima treaptă, este reputația. Ce înseamnă să ai o reputație? Înseamnă să fii o celebritate. Cu alte cuvinte, înseamnă că te cunosc suficienți oameni. Și acei oameni care te cunosc, unii dintre ei îți vor acorda mai mult respect, alții dintre ei vor dori să aibă o relație de încredere cu tine, alții dintre ei se vor baza pe relevanța pe care le-o dai cu produsele și serviciile tale, iar alții dintre ei vor fi la nivelul în care verifică dacă ți-ai asumat sau nu responsabilitatea pentru munca ta, pentru ceea ce oferi ca și servicii celor din jur. Așadar, te invit să te gândești la cei 5 R, să îți faci o autoanaliză, să-ți pui întrebarea, pe unde mă aflu? Sunt în zona în care trebuie să-mi asum mai multă responsabilitate? E nevoie să stabilesc relații mai călduroase de încredere cu cei pe care vreau să-i servesc? Sunt poate la partea de relevanță, adică am nevoie să ofer servicii și produse mai relevante pentru cei care sunt clienții mei? Am ajuns la partea de reputație deja? Sau mai am ceva pași de parcurs, cum ar fi, de exemplu, să insist cu mesajele pe care le transmit publicului meu, astfel încât să îmi fac mai bine cunoscute produsele și serviciile mele. Îți doresc puterea și capacitatea să urci pe aceste trepte cât mai repede și cât mai bine, pentru că, să nu uităm, când valoare generezi, oportunități creezi.